Eu consider că aprobarea legii prin care s-a interzis această panglică a fost o greșeală. Fiecare cetățean al Republicii Moldova are dreptul la opinia sa și marea majoritate a cetățenilor astăzi sărbătoresc ziua Victoriei. Ați văzut, 10.000 de oameni astăzi au mers în marșul Victoriei la Chișinău. În pofida faptului că conducerea de vârf a țării nu a vrut astăzi să sărbătorească ziua Victoriei, totuși oamenii au ieșit. Noi avem cu cine mândri, noi suntem urmașii învingătorilor în cel mai groaznic război, în marele război pentru apărare patrie. Поэтому я считаю, что не надо ничего бояться. Я понимаю, что нынешним властям легче запрещать георгиевскую ленту, чем помочь пенсионерам и помочь сельхозпроизводителям и так далее. Поэтому они борются с символами. Но мы гордимся, мы помним, что сегодня День Победы. Так было последние несколько десятков лет Молдовы. Так есть и так будет.